Bună seara și pacea Domnului! Fără să vreau, așa, scanez chipurile dumneavoastră ca să văd pe cine mai recunosc și pe cine nu. Unii au avantajul că s-au schimbat la timp și nu au mai făcut schimbări. Îl rugam pe Andrei să mai prezinte așa dintre tinerii care făceau repetiție cine și cum mai e, pentru că cel puțin tinerii s-au schimbat foarte mult. Pentru că e început de sabat și presupun că fiecare vine de la alergatul în această săptămână foarte intens, cam cum se întâmplă în ultima vreme, și pentru că e într-un fel un sabat special, pentru că e ziua tinerilor din Biserica Adventistă, am ales câteva subiecte care să se potrivească cu această idee a tinerilor. Și am să încep în seara aceasta cu o întrebare. Vi s-a întâmplat vreodată să sunați la compania de telefonie sau la vreo instituție din asta, un call center, unde de obicei suni și un robot îți răspunde și zice, pentru ca să alegeți limba, pentru engleză apăsați tasta 1, pentru limba cu tare, tasta 2. Ai apăsat tastele astea. Pentru probleme de contract, de întrebări, de service, de așa, apăsați tasta cu tare, tasta cu tare. Apeși tasta cu tare, iar te întreabă, vrei să renoiești contractul? Apasă tasta 1. Vrei să ceri informații despre contractul actual? Apasă tasta 2. Apeși din nou tasta potrivită și faci treaba asta de vreo 10 ori până când aproape că te scoate din răbdări lucrul ăsta. Cumva viața asta noastră este compusă din alegeri. Vrem, nu vrem, trebuie să alegem. Și suntem forțați cumva să alegem. Când plecăm de acasă, alegem dacă să mergem cu mașina sau să mergem cu trenul, dacă există opțiunile astea. Când suntem copii, mai vine câte cineva neinspirat, nu știu dacă vi s-a întâmplat, și ne întreabă, pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata? Și vezi cum rămâne copilul blocat, că nu știe. În general, copiii au o diplomație a lor și nu dau răspunsul la întrebarea asta, se uită și se gândesc dacă zic pe cutare se supără celălalt și atunci evită cumva. Trăim într-o vreme în care cel puțin avem impresia că noi alegem. Nu știu dacă ați simțit vreodată presiunea asta ca să tot alegem diferite lucruri. Ni se pare că există atât de multe opțiuni încât în fiecare secundă, practic, noi facem o alegere. Am citit despre experiența unui bătrânel care spune că a fost sclav pe o plantație în America de Sud și plantația respectivă era de portocali. El a crescut ca și sclav acolo și s-a purtat foarte frumos cu fiul stăpânului, fermierului care deținea plantația. Și s-a purtat atât de frumos ca un bunic pentru acel copil și încet, încet s-au împrietenit. A devenit cumva, pe măsură ce băiatul a crescut, a devenit un tânăr și a preluat afacerea familiei, bătrânelul a devenit protejatul lui. Vrea să nu-l mai pună să facă munci grele, de genul să culeagă portocale din livadă, din plantație, să ridice lăzi, să facă eforturi. Și s-a gândit, hai să-l avanseze cumva, să-i dea o funcție importantă și i-a zis așa, uite, de azi înainte nu te mai duci cu mașina cu muncitori, hai să rămâi aici în hala unde se sortează portocale și tu stai pe scaunul ăsta, era un scaun un pic mai înalt, trecea o bandă cu portocalele puse de ceilalți de muncitori pe banda asta și misiunea lui era
să aleagă portocalele care erau stricate sau părea că e foarte mică, să o împingă în față, care erau de mărime mijlocie, cumva de calitatea a doua, să o tragă spre el pe o altă bandă, și care erau foarte bune, calitatea întâi, să le lase să meargă în față și cădeau în niște lăzi speciale. Și după o zi de făcut treaba asta, bătrânelul s-a prezentat la birou șefului, stăpânului fermei, și a zis: de mâine mă urc în camion și mă duc la cules portocale. Păi, dar nu ți-e bine, stai la umbră, stai la adăpost, nu te plouă, nu te bate soarele, nu... ce te deranjează? La care bătrânelul a spus: sunt prea multe decizii de luat, nu mai pot. Și omul cel tânăr n-a înțeles, cum adică? La care bătrânul i-a dat un răspuns foarte înțeles și a zis: pentru mine, fiecare portocală care vine sub privirea mea este o decizie pe care trebuie să o iau. Eu trebuie să decid, portocala asta este stricată, deci o împing în față. Portocala asta este de categoria a doua, o pun pe banda asta la altă. Sau să decid care sunt portocalele de clasa întâi și să le las să meargă. Și nu mai pot să fac treaba asta. Ați obosit vreodată luând decizii? Se spune că lucrul care ne obosește cel mai tare în viața noastră, de fapt, este acesta, luarea deciziilor. Dar v-ați gândit vreodată că faptul că noi putem face alegeri și putem lua decizii este cel mai prețios lucru pe care Dumnezeu putea să-l facă pentru noi? Pentru că celelalte ființe și lucrurile create de Dumnezeu nu fac, n-au libertatea asta de a alege, de a decide pentru ele. Animalele au în oarecare măsură, dar așa mai mult instinctiv, nu procesează deciziile, dar noi oamenii, care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem capacitatea asta de a lua decizii, de a alege. Și când Dumnezeu ne-a creat pe noi cu capacitatea de a alege, de fapt a creat cel mai greu lucru pentru El. Pentru că știa cât de complicat va fi. Cine-i părinte de aici și are șofer nou în familie? Pe unul știu eu, stau la el. Aveți copii care conduc de o lună, două, de jumătate de an? Sau ați avut? Cum v-ați simțit când copilul, fiul sau fiica a luat mașina prima dată și a plecat? Mirela, conduci sau nu conduci? Conduci? Cum a fost Natasha când a plecat prima dată cu mașina singură? Bine, ea n-are cum să știe, că ea s-a bucurat că pleacă, dar tu cum ai simțit? Sau poate că la taică-su, cum a fost Andrei când a plecat Mirela prima dată, fără să te duci tu să-i dai indicații cu mașina? Adică până acolo încât aproape că regreți că a crescut și că trebuie să-i dai mașina pe mână. Nu problema că îi dai mașina pe mână sau că ar putea să se strice mașina, e cea care îngrijorează pe un părinte, ci teama că s-ar putea să se întâmple ceva, să aibă o problemă și să nu poți să ajuți. Hai să ne gândim la Dumnezeu cât de complicat este pentru El de fiecare dată când omul este în fața unei alegeri, a unei decizii, și El stă cu inima strânsă, pentru că noi putem decide fie o alegere bună, fie o alegere greșită. Dacă e o alegere bună, consecințele e posibil, nu întotdeauna, dar e, în cea mai mare parte dintre ocazii, e posibil să fie bune, pozitive. Dacă e o alegere greșită, consecințele cam întotdeauna sunt negative. Și Dumnezeu este în situația asta, se uită la noi, alegem, și El cumva nu poate interveni, pentru că a stabilit El singur că nu poate, că nu va interveni în viața noastră. Știți pe din afară un verset pe care probabil din copilărie îl repetăm și tot îl auzim, acela din Apocalipsa, în care Mântuitorul spune: eu stau la ușă
și bat. Vă întreb ceva, n-ar putea intra Dumnezeu fără să bată la ușă? Când ești părinte și ai copii mai mici, de obicei nu bați la ușă. Ești obișnuit să intri. Vine însă o vârstă, pe ce copilul a trecut de 10 ani, 13, 12, 13 ani, devine tânăr, adolescent, se închide ușa, nu mai e... Și după un timp, ți se spune, dar tu nu știi să bați la ușă? Că uneori noi, adulții, intrăm fără să... Și deodată te trezești că în camera în care intrai până acum fără niciun permis, ai nevoie să bați la ușă și nu doar să bați la ușă, să și aștepți să ți se spună din interior, hai, intră, dacă nu ți se spune și ești, vrei să fii bine educat, nu intri, mai vii încă o dată. Dumnezeu face treaba asta cu noi, dar El face treaba asta dintotdeauna. Încă de când suntem copii, până când devenim foarte în vârstă, stă la ușă și bate. De ce face lucrul ăsta? Pentru că, pe de o parte, El vrea să știe că dacă îl iubim, îl iubim de bunăvoie. Dacă facem vreo alegere, o facem nu forțați de situații, de teama de El sau de... că o facem alegerile bune de dragul Lui sau pentru că am înțeles principiile după care El conduce lucrurile. Vă dau două cazuri din Sfânta Scriptură care cumva să ne ajute să tragem niște concluzii. Cain. Știți istoria lui Cain. S-a născut, a fost primul om născut pe planeta asta. S-a născut, a crescut, a apărut fratele lui Abel și încet, încet, între ei a început să fie o mică concurență, ca între frați. Și Cain avea impresia că părinții lui au mai multă grijă de fratele mai mic, parcă el a pierdut ceva din drepturile pe care le avea. Încet, încet, în inima lui Cain s-a tot cuibărit un sentiment de invidie, de concurență cu fratesul mai mic. Până când a ajuns în situația în care Abel se ruga și el, Cain se ruga, erau credincioși amândoi, pentru că cel puțin vorbim de oamenii de la începutul istoriei noastre. Și la un moment dat i s-a părut lui că rugăciunea lui Abel, de fapt nu doar i s-a părut, chiar așa erau lucrurile, rugăciunea lui Abel a fost ascultată foarte prompt și rugăciunea lui părea că n-a fost chiar pe placul lui Dumnezeu și în inima lui Satana a pus, a făcut invidia să se transforme în ură și are loc o întâlnire între Cain și Dumnezeu. Cine îmi spune ce a discutat Dumnezeu cu Cain în discuția pe care au avut-o? E așa, Cain, uite cum e treaba. Am văzut cum stă situația, cum sunt relațiile dintre tine și fratele tău. Vezi că nu ești pe drumul bun. Probabil că ceea ce citim noi într-un singur verset a fost o discuție mai amplă, cu niște detalii pe care Dumnezeu i le-a dat. Nu-mi place ce se întâmplă între tine și fratele tău. Ai grijă, păcatul pândește la ușă, dar tu ai puterea să alegi să nu-i deschizi. Ce a ales Cain? A ales să lase sentimentele negative, resentimentele, să câștige mai mult teren decât chiar și avertizarea lui Dumnezeu. Și a luat decizia de a îl elimina pe Abel, pe fratele său. Venim puțin mai încoace în istorie. David. David este uns împărat în tinerețea lui, pentru că Saul, împăratul în funcție,
mai ascultat de Dumnezeu, nu mai avea o relație cu Dumnezeu, umbla pe la vrăjitori, era, se îndepărtase și David a fost uns împărat. Saul a aflat treaba asta, că s-ar putea să-i se ia locul și a început o vânătoare și îl urmărea pe David peste tot, până într-o zi când David, ascunzându-se într-o peșteră de Saul, s-a pomenit că dușmanul lui intră în aceeași peșteră cu încă două persoane. David era cu mai mulți ostași în peșteră, n-aveau lanterne, că nu era ca pe vremea noastră să aprindă telefonul, să-și facă un selfie cu Saul și să-l salute, să pună pe live treaba asta. Pur și simplu, ostașii lui David vin și șoptesc. Uite, a adormit, îl ai aici, mai e cu încă doi oameni, dacă vrei, într-o secundă, am scăpat de ei, ai scăpat de dușman. Și conștiința lui, cumva îi spunea, fă o alegere. Și David a procesat, a cântărit lucrurile, chiar dacă era foarte mare presiunea să-l omoare pe Saul, a zis, nu pot să fac asta. A dat câștig de cauză în alegerea lui, gândului bun. Acum ar vrea să venim la noi. De câte ori nu ne-a măcinat și pe noi măcar un sentiment de invidie față de cineva? Se spune că ne cunoaștem creștinismul atunci când celălalt cu care avem o relație începe să o ducă mai bine. Dacă cumva e bolnav, dacă i s-a stricat mașina sau casa, dacă are necazuri, dacă în general, cumva noi, suntem mărinimoși, ne ducem, îl ajutăm, îi împrumutăm bani, îi reparăm lucruri, îl susținem, plângem împreună, se zice că e mult mai ușor să plângi cu cineva care trece prin necaz decât să te bucuri cu o persoană care are succes, care se bucură de victorie. Ne cunoaștem creștinismul atunci când fratele nostru începe să o ducă mai bine. Păi eu sunt prieten cu Andrei. Dacă îi se strică mașina, îmi dă un telefon, mă duc și îl ajut, îl remorchez. Dacă are nevoie de bani ce am, îl împrumut, fac lucruri. Dar dacă după un timp îl văd pe Andrei că își cumpără o mașină mult mai bună decât a mea, încep să mă gândesc, mă, ceva nu e în regulă. Da, hai să treacă. Dacă el continuă cu lucrurile astea, și nu știu, poate că se mută într-o casă pe care mi-aș fi dorit-o și eu și mi se pare mai spațioasă, ceva începe să mă zgârie pe suflet și să zic, mă, nu cred că mai vreau să fiu prieten cu Andrei, că prea e cu nasul pe sus. Poate că el nu și-a schimbat deloc atitudinea. Și în general cam așa se întâmplă. Cel de care ne îndepărtăm poate că nu-și schimbă atitudinea, dar în ochii mei încep lucrurile să se schimbe și cumva invidia mă face să-l văd într-o altă lumină și să iau decizii din ce în ce mai greșite față de persoana cu care altădată eram foarte prieten. Sentimentul ăsta că eu sunt mai bun decât ceilalți, de obicei ne face să-i ajutăm pe oameni și ne comportăm creștinește atunci când ceilalți au nevoie de noi. Dar când nu mai au nevoie de noi și eventual se întoarce cumva roata, atunci nu ne mai place, pentru că noi ne simțim inferiori celor care ne ajută sau care nu mai au nevoie de ajutorul nostru. Așa se întâmplă în societate, așa se întâmplă în biserică, așa se întâmplă în familie. Când unul dintre cei doi parteneri de viață dă semne că nu mai are nevoie de ajutorul, de prețuirea, de ceea ce poate oferi celălalt, se strică balanța și atunci se strică și relația. De obicei, totul începe de la mici sentimente negative, invidie, poate că nu înțelegem pe ceilalți și începem să luăm decizii greșite. Cine poate feri de a lua decizii greșite, de a alege greșit? Când ați ales greșit, la ce v-ați gândit prima dată? Dați-mi exemplu de o alegere greșită pe care o face un creștin
ca să vedem ce simțim când pun întrebări, ca să, din cauza oboselii, să nu... Cine are curajul să-mi dea un exemplu de o alegere greșită pe care o poate face un creștin din zilele noastre, nu de pe vremea lui Cain? Adică ați alege un anturaj de oameni care știu din start că gândesc negativ, că nu au principii, dar mă complac să mă duc acolo. Uneori parcă mă duc mai ușor să mă consult cu astfel de oameni. Ok, când fac alegerea de genul ăsta, ce se întâmplă cu inima mea? Că acolo se întâmplă niște lucruri. Ce se întâmplă cu mintea și inima mea? Când aleg prietenia, compania unor persoane fără principii sau fără Dumnezeu. Nu e așa că parcă se răcește relația cu Dumnezeu, nu doar cu oamenii? Că Satana asta urmărește prin deciziile noastre greșite. Pe el nu-l interesează neapărat detaliile vieții noastre. El are un singur scop. Să ne dărâme. Să mă facă să mă prăbușesc. Și dacă mă face să mă prăbușesc, a reușit. Nu-l interesează prin ce mijloace, cum a făcut. Pe el doar un singur lucru îl interesează, să mă despartă de Dumnezeu. Întrebarea întrebărilor este, de ce, dacă am libertatea să aleg, eu totuși aleg să fac uneori lucruri greșite? Cum? Pe de o parte că e mai la îndemână, ce face să fie mai la îndemână să iau alegeri, să fac alegeri greșite? Că am un sponsor în general, că Satana este sponsorul pentru toate lucrurile rele. El zice, a, te uiți la chestia asta, vrei să o faci? Hai că te ajut eu. Nu o să mă ajute niciodată dacă mă uit lung la o Biblie, să zic că te, văd că te uiți lung la Cuvântul lui Dumnezeu, hai că te ajut eu să citești. Nu o să fac asta. Dar dacă vede că mă uit lung la ceva, o imagine de pe internet sau la o persoană, sau el ce face? A, văd că te interesează asta, hai că te ajut eu să realizezi lucrurile. Lucrul, elementul din ecuația vieții noastre pe care noi îl pierdem din vedere, este că alegerile greșite, rele, se fac mult mai ușor, sunt mai la îndemână, tocmai pentru că Satana e un foarte bun psiholog de 6.000 de ani, el ne studiază, n-are nevoie să stea cu mine sau să-mi citească mie dosarul ca să știe ce mă interesează. Că Satana atât de multe priviri a văzut, atât de multe gesturi ale oamenilor, încât dacă eu m-am uitat într-o direcție la o mașină, o singură fracțiune de secundă am privit mașina aia, el din privirea mea își dă seama și ar dori să-și cumpere mașina asta. Sau mă uit la o persoană 3 secunde, el își dă seama, a, te cam dori persoana asta. Și el după aceea vine, ați văzut cum e asta de pe internet, e un termen, când tu ai căutat odată, nu știu, pistol de vopsit sau spray de păr sau ceva și după aceea automat o vreme reclamele vin cu lucrul ăla. Săptămâna trecută vorbeam cu Robert și cu Alina despre ceva în casă și în secunda următoare pe telefoanele noastre a apărut reclamă cu... Nu îmi place să fiu conspiraționist, dar sunt convins că e vreo legătură între ce ne dorim, între ce căutăm și lucrurile pe care le avem imediat servite. E, Satana are un serviciu de marketing din ăsta foarte bun. Nu trebuie să îi spunem de 20 de ori, știi, Satana, mă gândesc la cutare lucru și tot îmi stă în minte și nu știu dacă să-l fac sau nu. Pur și simplu, el se uită la noi, vede la ce am zăbovit mai mult de o secundă din ceea ce am văzut și zice, a, mai vrei din astea? Stai că mai am un folder întreg și mi le prezintă pe toate. Orice fleac
care prezintă interes pentru noi, satana îl poate folosi, îl folosește să ne dirigeze alegerile. Și acum eu vă întreb, noi în realitate alegem sau nu alegem? Sau ce se întâmplă cu noi? Ce părere aveți? Noi decidem, alegem în viața noastră sau aleg alții, alege altcineva? În condițiile în care trăim, aveți sentimentul că dumneavoastră alegeți cum vă trăiți viața? Aha. De obicei, nouă ne place să dăm spansăm responsabilitatea și să zicem ca Adam și ca Eva, n-am ales eu, greșit. Realitatea este că în ciuda mulțimii de reclame pe care satana ni le servește, în ciuda mulțimii de capcane pe care el ni le întinde la fiecare pas, alegerea este responsabilitatea noastră. Oricât am vrea să-i spunem chiar și lui Dumnezeu, Doamne, știi că am lăsat păcălit, nu ține lucrul ăsta. Chiar dacă s-ar putea să fie puțin descurajant pentru noi, dar trebuie să înțelegem că e responsabilitatea noastră. Exista o vorbă care spunea așa, păsările pot să zboare pe deasupra capului tău, dar e vina ta dacă le lași să-și facă cuib. Prin creierul nostru, prin privirile noastre, pot să treacă multe lucruri. Adică te întâlnești pe stradă cu o persoană îmbrăcată provocator. Nu poți să nu observi dacă e o persoană frumoasă, dacă are sex appeal, dacă e atrăgătoare și așa. Că privirea noastră, doar cât a trecut peste o persoană sau peste o fotografie pe care o vezi într-o reclamă sau ceva, evaluezi imediat. O femeie frumoasă sau un bărbat frumos sau o mașină scumpă sau o casă pe care mi-aș dori eu. Când devine păcat un astfel de lucru și devine periculos? Când eu a trecut imaginea și eu zic, stai puțin, hai să mă întorc să văd cu ce rochie era îmbrăcată sau ce mânere avea la uși. Când fac treaba asta, deja mă întorc cumva pe un teren pe care e posibil să nu-l mai pot controla. Pentru că dacă cumva m-am întors să mă uit la ceva de genul ăsta, satana zice, ok, aici ești al meu. Am citit un fragment interesant care spunea așa, când pășești pe terenul lui satana, tu nu poți ști ce va face el cu viața ta. Adică, atunci când am decis să ies de pe terenul lui Dumnezeu, din siguranță, și să pășesc numai puțin pe terenul lui satana, eu nu știu ce poate să facă el cu viața mea, pentru că poate să facă orice. Din cauza că am ieșit de sub protecția lui Dumnezeu și mă așez la dispoziția lui satana. Și atâta cât îl cunoaștem pe satana, ce poate să facă el din viața cuiva? Niciodată nu poate să aleagă să ne facă bine. Așa că, dacă ar trebui să tragem niște concluzii în seara asta, într-adevăr, trăim poate că acea perioadă din istoria omenirii în care opțiunile nu sunt nenumărate, sunt infinite. Adică la fiecare lucru, noi avem nu doar două opțiuni, albă sau neagră, zeci de opțiuni, sute. E o povară pe care o ducem. Mă uit la generațiile mai tinere decât noi, la cei care sunt tineri acum, și ei au o povară și mai grea de dus, pentru că noi n-am avut atât de multe opțiuni. Când am fost copii, poate că nu existau televizoare în viața unora dintre noi, sau dacă exista televizor, era un singur program, nu? Te bucurai dacă erau două ore de program, am prins vremea respectivă. Păi era simplu să aleg dacă stau și pierd vremea la televizor sau nu. Sau mă duc și cânt la vioară, fac exerciții. Acum ai milioane de posibilități
miliarde de pagini pe care poți să stai și trece timpul fără să dai seama. Cu cât s-au mulțit opțiunile, cu atât povara devine mai mare. Dar întrebarea este ce facem? Ne lăsăm bătuți? Ne aruncăm la picioarele lui Satana și zicem, sau la picioarele lui Dumnezeu și spunem, Doamne, nu vreau să mai aleg, am obosit, sunt prea multe alegeri de făcut? Pot scăpa cu asta? Va spune Dumnezeu, ok, stai liniștit că de acum înainte aleg eu pentru tine? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu și-ar lua angajamentul că alege în locul meu? Păi ar strica exact ceea ce a creat la început, o ființă cu dreptul de a alege. Și vreau să vă spun în încheiere că faptul că noi putem alege l-a costat cel mai mult pe Dumnezeu. Dacă n-am fi avut posibilitatea să alegem, Mântuitorul ar fi fost bine mersi pe tronul lui în cer, nu era nicio problemă. Faptul că mi-a dat mie și dumneavoastră dreptul să alegem, l-a pus pe Mântuitorul în situația de a da viața pentru noi. Și atunci, dacă mă gândesc, El și-a dat viața pentru noi, eu pot să mă eschivez și să spun, Doamne, nu vreau să mai decid? Nu pot să fac ca acel copil care era întrebat de judecător, cu cine vrei să stai la divorț, cu mama sau cu tata, cu cine vrei să rămâi? Și copilul a ieșit din sala de judecată și a zis, nu vreau să aleg. Nu putem face asta. În final, noi trebuie să alegem de partea cui suntem. Pot alege să fiu de partea lui Dumnezeu, cu eforturi, cu sacrificii, cu prețul de rigoare, sau mă pot arunca la voia întâmplării să fiu de partea celui rău. Dumnezeu când ne pune, ne somează să facem alegerea asta, El zice, te sfătuiesc să alegi viața, să-L alegi pe Dumnezeu. Și vreau să vă citesc un verset pe care îl port în minte de multe ori în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 28, în care Dumnezeu ne face o invitație. Și aș vrea ca invitația aceasta să fie invitația noastră înainte de a încheia și de a ne ruga în această seară. Veniți la mine toți, cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Și ne invită să luăm povara Lui asupra noastră, zice El, luați jugul meu și povara mea. De ce? Pentru că jugul meu este bun. Dumnezeu nu zice, jugul meu nu există. Jugul meu este bun și povara mea, cum este? E adevărat că e ușoară povara lui Dumnezeu? Știți de ce e ușoară? Pentru că Dumnezeu spune, în Psalmul 68, zice, binecuvântat este Domnul care zilnic ne poartă povara. Doar așa este ușoară povara lui Dumnezeu, povara cu Dumnezeu, pentru că El se angajează să ne o poarte. Ar vrea să ne rugăm în inima noastră ca Dumnezeu, atunci când suntem în cumpănă, pe muche și nu știm în ce parte să decidem, să facem alegerea corectă de a ne arunca în brațele Lui. Poate că nu pot să iau decizia cea mai corectă, poate că nu știu cum aș putea să susțin o decizie bună pe care o iau, dar cel mai bine ar fi să mă arunc în brațele lui Dumnezeu, cum a făcut Petru, și să-i spun, Doamne, știu că am greșit, știu că mă atrage răul, dar n-am pe nimeni altcineva, mă arunc în brațele Tale. Și Petru s-a aruncat în brațele Mântuitorului și a zis, Doamne, am greșit, Te-am trădat, Tu toate lucrurile le știi, dar eu tot pe Tine Te aleg. Și au fost momente când îl îmbrățișa pe Hristos, deși îi zicea, Doamne, nu sunt vrednic, pleacă de la mine, dar îl îmbrățișa cu toată puterea. Este singurul lucru pe care îl putem face, dragii mei, și pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei noastre, n-avem altă opțiune. Nu există ceva ce ar putea să ne scutească de a alege, decât, nu știu, să ne pierdem mintea și atunci nu mai decidem noi. Dar atâta timp cât avem
mintea întreagă, responsabilitatea este să alegem și indiferent dacă ești un tânăr care are acum 10 ani sau dacă ești o persoană care se apropie de 100 cu oarecare viteză, responsabilitatea de a alege este a noastră. Ajutorul poate să vină de la Dumnezeu dacă îi cerem lucrul ăsta și dacă îl rugăm, Doamne, nu știu cum să mă descurc, ajută-mă, El va veni și va pune brațul lui puternic să ne ajute să luăm decizia cea mai bună. Dar să nu ne abandonăm niciodată în brațele celui rău, să zicem, nu vreau să mai aleg, vreau să aleagă alții pentru mine. Nu există așa ceva. Mâine vom vorbi despre ce merită, într-adevăr, să alegem în lumea aceasta și lucrurile pentru care merită să ne zbatem. Să dea bunul Dumnezeu ca alegerile pe care le facem în viața noastră să fie cel puțin de a ne așeza în mâna Lui. Dacă nu știm să facem altceva, să spunem, Doamne, orice s-ar întâmpla, Tu ești Dumnezeul meu, o spun cu voce tare să o audă și satana și să nu creadă vreodată că eu l-aș alege pe el. Și cred că e suficient, pentru că Dumnezeu vine în prezența noastră și se transformă într-un scut. Amin.